Bună ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Exerciții spectaculoase astăzi în capitală. Ofițerii fulgeri și polițiști din Polonia au desfășurat un antrenament comun în contextul pregătirilor pentru summitul din 1 iunie. Filarmonica Națională, care a ars acum 3 ani, va fi demolată, iar în locul ei va fi construită una modernă. Proiectul arhitectural al noii clădiri a fost prezentat astăzi. În Ucraina, de pe frontul din Est, vin informații că mercenarii Wagner se vor retrage pe 10 mai din orașul Bahmut, pentru care se duc lupte grele. Exerciții spectaculoase astăzi în capitală. Ofițerii Fulger au făcut echipă cu un grup de polițiști din Polonia și au eliberat mai multe persoane ținute ostatice într-o clădire părăsită. Mascații au ajuns la locul antrenamentului cu elicopterul Black Hawk, care survolează în aceste zile orașul și atrage priviri. Acțiunile au loc în contextul summitului european, care se va desfășura în Moldova și au scopul de a spori nivelul de pregătire și de intervenție. Exercițiul s-a desfășurat în această clădire părăsită din spatele meu. Operațiunea prevedea luarea 5 ostatici, iar două echipe de ofițeri Fulger și elicopterul Black Hawk cu polițiști polonezi au intervenit și au reținut făptașii. Ofițerii Fulger și polițiștii aflați în elicopter au coborât cu frânghii pe acoperișul clădirii în care erau ținuți ostatici. La un moment dat s-au auzit mai multe explozii. În urma operațiunii, ostaticii au fost eliberați, iar suspecții reținuți. Exercițiul s-a încheiat cu un moment spectaculos. După misiune, ofițerii Fulger și polițiștii din Polonia au părăsit clădirea cu ajutorul elicopterului, atârnând pe funii. Exercițiul s-a desfășurat în sectorul Ciocana, în preajma unor blocuri de locuit. Mai mulți locatari curioși au urmărit totul de la distanță. Frumos, s-a discutat foarte bine. Nu puteam spune niciun cuvânt nimic. Fii sănătoși înainte, m-am uitat și mă uit, interesant. Antrenamentele au loc în contextul summitului Comunității Politice Europene, care va avea loc pe 1 iunie în Republica Moldova. Responsabilii susțin că pe parcursul lunii mai vor mai avea loc exerciții tactice și multe simulări pe întreg teritoriul țării. Exercițiile sunt coordonate cu instituțiile responsabile de domeniul securității naționale. Șeful Direcției Sănătate a Capitalei, Boris Gâlca, și un subaltern de-al său au fost reținuți fiind bănuiți de delapidarea mai multor bunuri cumpărate din fonduri externe pentru refugiați. În urma celor peste 20 de percheziții efectuate, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au găsit mai multe cutii cu produse alimentare, de igienă, electrocasnice, saci pentru dormit, veselă și alte bunuri destinate refugiaților. Nu am reușit deocamdată să obținem o reacție de la avocații lui Gâlca. Cutii cu produse alimentare, obiecte și produse de igienă, electrocasnice, cum ar fi cuptoare cu microunde, reșouri electrice sau chiar aspiratoare, saci pentru dormit, veselă și alte bunuri, toate au fost găsite de ofițerii CNA și procurorii anticorupție în urma celor 24 de percheziții. Acțiunile de urmărire penală s-au desfășurat la Direcția Sănătate Publică a Capitalei. Nu este nimic din administrație. Da, puteți să ne spuneți dacă au fost pe aici mascații de la CNA, procurorii anticorupție cu percheziții? Din păcate nu pot să vă dau detalii. Deci nu este nimeni pe loc și nu pot să vă dau detalii. Dar și acasă la șeful direcției, Boris Gâlcă, și la alți subalterni de-ai săi. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și cei ai Inspectoratului Național de Investigații au făcut percheziții aici la Centrul de Plasament Temporar pentru Refugiați din sectorul Râșcani al Capitalei. Au descins în garaje, depozite, dar și alte încăperi. Mascații au găsit mai multe documente, înscrieri de ciornă, dar și bani obținuți în urma vânzării bunurilor destinate refugiaților și cumpărate din fonduri externe. Ușa centrului, care este în gestiunea primăriei, era încuiată și nimeni nu ne-a deschis ca să discute cu noi. În urma perchezițiilor, șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Capitalei, Boris Gâlcă, și un angajat de-al său au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți de delapidarea fondurilor externe destinate refugiaților. Nu am reușit deocamdată să obținem o reacție de la avocat.
avocații lui Gâlcă. Primarul Ion Ceban i-a sărit în apărare și a acuzat PAS că ar fi pus la cale acțiunile pentru a-l denigra pe el și pe colegii săi. Șocant, de la PDR, lucruri nu știu de care. Deci, cu cine am obișnuit? Mascații au discins, au făcut asta, au făcut ce, au făcut cealaltă. Deci niște bule de săpun subte din deget. Părerea mea, toate show-urile astea cu intrări ca în filmele de la Hollywood, deja cred că au plictisit lumea. Cei de la PAS au negat acuzațiile lui Ceban, calificându-le drept politice și de victimizare. Instituțiile și organele de drept sunt independente și acționează conform legislației, au scris reprezentanții partidului de guvernământ. Centrul de plasament pentru refugiați a fost amenajat anul trecut și găzduiește și în prezent persoane care au fugit de războiul din Ucraina. În această perioadă, administrația centrului a recepționat numeroase loturi de ajutoare pentru refugiați din partea mai multor organizații și țări. Filarmonica Națională Serghei Lunchevici va fi demolată, iar în locul ei va fi construită una nouă în stil modern. Ministerul Culturii a anunțat astăzi proiectul câștigător, care prezintă cum va arăta noua filarmonică. Detalii are colega noastră Natalia Gânga. Natalia, bună ziua! Bună ziua, Iuliana, bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă afl acum la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, aici unde acum câteva minute a fost anunțat proiectul câștigător al concursului Filarmonica Renaște. Așadar, un proiectant din Germania este cel care a câștigat concursul, iar echipa de arhitecți din țara noastră s-a plasat pe locul 2. În acest concurs au participat 27 de proiecte din 13 țări. În spatele meu se află un proiect 3D, unde putem vedea cum va arata noua filarmonică. Este vorba de o construcție în stil fusion modern. Reprezentanții de la Ministerul Culturii ne-au spus că cel mai probabil vechea filarmonică va fi demolată, însă deocamdată acest lucru nu este cert. Totodată urmează a doua etapă, unde va fi elaborată o schiță, dar și bugetul pentru noua filarmonică. Filarmonica a fost cuprinsă de incendiu în anul 2020, atunci au fost distruse în totalitate ambele săli de concerte și multe instrumente. Cu mai multe detalii voi reveni în jurnalul următor. Atât de aici. Iuliana? Natalia, mulțumesc! În capitală a fost inaugurată cea mai mare unitate de primiri urgențe dotată cu echipamente medicale moderne. Acest tomograf computerizat este unical în Republica Moldova. El este destinat în primul și primul rând pentru pacienții cu accident vascular cerebral. Cât a costat construcția unității, dar și unde se află aceasta, vă spunem imediat când revenim cu mai multe detalii. Spațiul aerian al țării noastre va fi închis pentru toate zborurile pe data de 1 și 2 iunie în contextul summitului Comunității Politice Europene. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Interne. De asemenea, în perioada 25 mai 2 iunie, accesul în parcarea aeroportului va fi interzis pe toate nivelele. Autoritățile menționează că decizia este luată pentru a menține siguranța și securitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. La data de 1 iunie, în țară vor veni 47 de președinți și șefi de guverne care vor participa la cea de-a doua reuniune a Comunității Politice Europene. După o pauză de o lună, o nouă ședință de judecată în dosarul în care fostul premier Vlad Filat este învinuit de spălare de bani a avut loc ieri. Solicitarea procurorilor de a trimite o comisie rogatorie în Statele Unite pentru a cita un martor a fost respinsă de magistrați. Vlad Filat s-a prezentat în fața judecătorilor alături de avocații săi. Procurorul și-a prezentat probele din dosar. Demersul acuzatorului de stat, procurorului Procuratura Anticorupției, Nadejda Vusuiu, privind ordonarea unei comisii rogatorie în adresa autorităților competente ale Statelor Unite ale Americii, în scopul citării domnului Jeremy Rosner în Republica Moldova, pentru a fi audiat în calitate de martor, în instanța de judecată, se respinge ca fiind nefondată. În cadrul ședinței, procurorul de caz a prezentat probele din dosar, dar a refuzat să discute cu noi ca să ne ofere detalii. Fostul premier Vlad Filat spune că și avocații săi urmează să prezinte probele care i-ar demonstra nevinovăția. Urmează, după ce procurorul și-a prezentat așa numitele probe, să prezentăm și noi probele în apărare. Dacă o să veniți, așa cum am spus, la etapa de prezentare a probelor apărării, o să aveți mai multe clarificări. Eu nu
aș vrea să anticipez acum mai multe lucruri, fiindcă este strategia noastră de apărare, nu este secret, doar că noi le vom prezenta în instanță. Ședința a fost întreruptă până pe data de 11 mai. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Vlad Filat este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari, după ce în 2013 ar fi încheiat un contract de asistență în campanie electorală pentru un partid politic la alegerile parlamentare din 2014 cu o companie de consultanță din Washington, el fiind în acea perioadă lider PLDM. Pentru serviciile contractate, fostul premier ar fi achitat peste 12 milioane 800.000 de lei. Banii erau transferați de pe conturile unor companii gestionate de intermediari și ar fi fost obținuți prin infracțiuni de corupție din Banca de Economii. Filat neagă acuzațiile. Examinarea dosarului pe numele lui Vlad Filat pentru spălare de bani bate pasul pe loc. Din 2019, când a ajuns în instanță, mai multe ședințe au fost amânate și nici până astăzi nu există o decizie. Jurnaliștii de investigație consideră că dosarul este tergiversat. Procurorii susțin că multe ședințe nu au avut loc din cauza stării de sănătate a fostului premier și a regimului special de activitate a judecătoriei în contextul pandemiei. Filat spune că nicio ședință nu a fost amânată nemotivat. Dosarul în care Vlad Filat este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari se află pe masa magistraților de la judecătoria Buicani din anul 2019. În tot acești 4 ani, dosarul se află încă la etapa cercetării judecătorești. Pentru o perioadă, examinarea acestuia a fost suspendată, iar ulterior ședințele au fost amânate pe bandă rulantă. Examinarea dosarului a fost suspendată în 2019 pentru câteva săptămâni, după o sesizare a avocaților lui Filat respinsă în cele din urmă de Curtea Constituțională. Ulterior au fost amânate multiple ședințe de judecată la cererea apărătorilor inculpatului în legătură cu starea de sănătate a domnului Filat Vladimir, precum și în legătură cu regimul special de activitate al judecătoriei Chișinău în contextul situației epidemiologice. Se arată într-un răspuns al Procuraturii Anticorupție. Astfel, examinarea dosarului în instanță a început abia în martie 2022. Pe parcursul celor 4 ani de când a fost pus pe rol, un singur martor al acuzării a fost audiat, fiind vorba despre Ion Rus, nașul de cununie al fostului premier, care între timp a decedat. Procurorii au încercat să citeze martori din România și din Statele Unite, dar solicitările de a trimite comisii rogatorii în aceste țări au fost respinse de judecători. Ziariștii de la Centrul de Investigații Jurnalistice, care urmăresc parcursul dosarului de când acesta a fost deschis, susțin că procesul este tărăgănat. Noi urmărim aceste procese, dar toate se tergiversează. Noi le-am urmărit mai mult timp și am constatat că multe ședințe au fost amânate din vari motive și la cererea avocaților cel mai des. Sunt niște dosare de rezonanță. Eu cred că ar trebui să decurgă mai repede. De cealaltă parte, Vlad Filat susține că examinarea dosarului nu se tergiversează și că ședințele au fost amânate din cauza stării sale de sănătate. Lipsa ședințelor sau examinării în acest dosar nu a fost din cauza tergiversării din partea acuzării sau din partea apărării. Din partea apărării nu a fost nicio cerere de amânare nemotivată. Singurele cereri de amânare din partea apărării au fost pe motivul stării mele de sănătate, prezentând în acest sens actele care sunt cerute de către lege. Dosarul în care Filat este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari a ajuns în judecată în timp ce fostul premier își spășea pedeapsa în închisoare în primul dosar, fiind găsit vinovat pentru corupere pasivă și trafic de influență. Haideți să lăsăm instanța să-și facă vădurile. În cel de-al doilea dosar, pe numele său, Filat, care neagă acuzațiile, riscă 10 ani de închisoare. Interesul meu personal este ca în acest dosar să fie pus punct. Eu am trecut prin multe și prea multe ca să mai fiu în starea asta de suspendare, dacă doriți, în vederea unei decizii, care n-ar fi ea. Așa că căutați în altă parte motivele tergiversării. Tot în 2019, când dosarul a ajuns în instanță, fiul fostului premier Luca Filat a rămas fără 463.000 de lire sterline. Banii care ar fi provenit din activitățile ilegale ale tatălui său au fost înghețați de către autoritățile britanice și ulterior confiscați în folosul statului. Acești bani la care vă referiți nu au legătură cu mine,
și n-au nicio legătură cu Republica Moldova. Dar de unde sunt acești bani? Eu sunt încarcerat în penitenciarul numărul 13, Luca este la Londra. Vlad Filat a fost prim-ministru al Republicii Moldova între 2009 și 2013. Din 2014 acesta a devenit deputat, iar la 15 octombrie 2015 i-a fost ridicată imunitatea parlamentară pentru suspiciunea de luare de mită și trafic de influență. În aceeași zi, acesta a fost arestat. În 2016, Filat a fost condamnat definitiv la 9 ani de închisoare. S-a întâmplat în urma autodenunțului depus de Ilan Șor, în care spunea că i-a dat fostului premier mită în valoare de 250 de milioane de dolari, o parte de bani fiind luați din Banca de Economii. În 2019, pedeapsa i-a fost redusă, iar Filat a fost eliberat. Fostul premier s-a plâns la CEDO, dar Curtea Europeană a constatat doar faptul că nu a fost respectată procedura în procesele de judecată și că ședințele trebuiau să fie publice. Începând de astăzi, moldovenii se pot înscrie la cursuri gratuite de limba română. Doritorii se pot înregistra accesând site-ul Ministerului Educației sau se pot adresa responsabililor de la instituțiile de învățământ din localitățile lor. Cursurile se adresează cadrelor didactice și managerilor care activează în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, persoanelor adulte care activează în diverse ramuri ale economiei naționale, justiție, medicină, arte, administrația publică locală și centrală, dar și altor persoane care doresc să învețe limba română. Lecțiile vor avea loc cu prezența fizică, dar vor fi posibile și online în localitățile unde vor fi depuse cereri din partea cetățenilor. În următoarele zile va fi selectată compania care va desfășura cursurile în localități. Programul începe în acest an și va dura până în 2025. Din buget au fost alocați peste 6 milioane de lei. Moldovenii ar putea să obțină mai greu un buletin românesc dacă nu au viza de reședință în România. Parlamentul de la București a votat o lege care nu permite românilor să înregistreze în casele lor mai mult de 10 persoane, dacă acestea nu sunt rude. Respectarea prevederii se va sancționa cu amendă de până la 150 de lei românești. Juriștii spuneau anterior că în felul acesta autoritățile din România au decis să stopeze fenomenul prin care românii înregistrau fictiv în propriile case chiar și câteva mii de persoane, majoritatea moldoveni, care aveau nevoie să declare un domiciliu la perfectarea buletinului de identitate românesc. Acest act le oferă moldovenilor mai multe avantaje atât pe teritoriul României cât și în alte state UE. Cea mai mare unitate de primiri urgențe din țară a fost inaugurată la Institutul de Medicină Urgentă din Capitală. Pacienții vor beneficia în cadrul acesteia de condiții moderne de tratament și echipamente medicale de ultimă generație. Unitatea a fost construită în cadrul proiectului SMART 2, care a costat aproape 100 de milioane de lei, bani alocați de Ministerul Sănătății, Uniunea Europeană și alți parteneri externi. Noua unitate de primiri urgențe are o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați și este împărțită în patru zone. Prima este cea roșie numită și zona de resuscitare, care arată mai degrabă ca un salon de terapie intensivă, unde ajung pacienții critici. Aici aveți un pat funcțional care permite, sigur, poziționarea pacientului în dependență de necesitățile lui cu accesoriile necesare, monitorul pacientului, sursă de oxigen, aspirator, injectomate, infuzomate și ventilatorul pentru ventilație mecanică a pacientului. În zona galbenă, cu o capacitate de 12 paturi, sunt deserviți pacienții cu urgențe medico-chirurgicale majore. În cea de-a treia zonă, cea verde, vor ajunge pacienții a căror viață nu este în pericol, dar care au nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală, iar cea albastră este destinată bolnavilor care au suferit traume. Iată așa, se regulează înălțimea. Sunt brancărzi, cu ele pot merge la radiografie. Unitatea de primiri urgențe a fost construită timp de 3 ani, fiind proiectată de la zero după modelul departamentului din Târgul Mureș, România. Sunt mai multe momente care sunt inovative pentru Republica Moldova și din punct de vedere și organizării planimetrice și materialelor utilizate și sistemelor inginerii și de aprovizionare a clădirii.
Deci noi la moment avem clădire care are ventilație necesară conform standardelor. Unitatea mai dispune de sisteme proprii de tomografie computerizată, ultrasonografie, radiografie, laborator de urgență, săli pentru mici intervenții chirurgicale, cabinete specializate pentru examinări și proceduri medicale, inclusiv stomatologie. Acest tomograf computerizat este unical în Republica Moldova. El este destinat în primul și primul rând pentru pacienții cu accident vascular cerebral. Ne așteptăm majorarea numărului de pacienți de servici în această unitate de la 85.000 la 120.000, deci aproape cu 50%. Construcția departamentului de primiri urgențe a costat 49 de milioane de lei, bani alocați de Ministerul Sănătății și de Uniunea Europeană. Alte peste 40 de milioane de lei au fost repartizați de autorități și alți parteneri externi de dezvoltare pentru achiziția dispozitivelor medicale moderne. Unitatea de primiri urgențe a fost construită în cadrul proiectului transfrontalier SMURT 2. A fost bătaie pe holurile Parlamentului de la Ankara. Un delegat ucrainean a lovit în față un delegat rus, supărat că cel din urmă a îndepărtat un drapel ucrainean. În aceeași zi, mai devreme, unii delegați ucraineni s-au luat la bătaie cu agenți de securitate în timpul unei ședințe. Vedeți mai multe imagini la știri. Alertele de raid aerian au răsunat din nou aseară la Kiev, iar locuitorii au putut vedea cum o dronă care zbura pe cer este doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană. Ulterior s-a anunțat că vehiculul fără pilot aparținea de fapt forțelor armate ale Ucrainei. Între timp, de pe front vine informația că mercenarii Wagner se vor retrage din Bahmut pe 10 mai. Imaginile postate pe rețelele sociale au surprins momentul în care drona trece peste piața Maidan din centrul Kievului. A fost doborâtă de apărarea antiaeriană. Bucăți de dronă au căzut peste o clădire. Incendiul care a urmat a fost ținut sub control de pompieri, iar pagubele au fost doar materiale, anunță autoritățile. Incidentul a provocat un val de emoții pe rețelele sociale. Aproape de miezul nopții a venit și o reacție oficială. Comandamentul Forțelor Aeriene Ucrainene a recunoscut că drona de tip Bayraktar avea un zbor programat, dar a scăpat de sub control și, pentru a nu duce la consecințe nedorite, a fost doborâtă. Так, наш Bayraktar, пташку Шкода, зрозуміло. На щастя, не постраждали люди, ну, немає там таких наслідків, які могли бути. Тому, власне, була оголошена тривога, дійсно, тому що тут працює ППО. Forțele aeriene mai spun că incidentul s-a datorat probabil unei defecțiuni tehnice, dar cauza exactă a incidentului este în prezent investigată. Între timp, luptele continuă pe frontul din estul Ucrainei. Astăzi, șeful mercenarilor Wagner a anunțat că gruparea sa se retrage din bătălia pentru Bahmut, din cauza lipsei de muniție și a pierderilor mari. 10 мая 23-го года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Нам осталось взять 2 с небольшим километра из 45. Aseară, Evgenii Prigojin i-a acuzat într-un mesaj plin de înjurături pe ministrul apărării și șeful statului major că i-au lăsat oamenii fără muniție. El a arătat cadavrele a zeci de luptători care ar fi fost uciși în timpul luptelor din Bahmut pe 4 mai. Это чьи-то отцы и чьи-то сыновья и те, которые не дают нам боеприпасы, будут в аду жрать их потроха. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? Între timp, luptătorii ucraineni continuă să atace țintele rusești în Bahmut. Postrel! Soldații ucraineni spun că sunt gata pentru contraofensivă. O unitate de militari își perfecționează tacticele la doar câțiva kilometri de linia frontului. Pentru binele lor, locul e ținut secret. No.
Ucraina concentrează deja trupe în prima linie a frontului din Zaporojie pentru a lansa o contraofensivă. Această filmare difuzată de Serviciul de Securitate a Ucrainei arată cum trupele sale lansează un atac asupra pozițiilor rusești în Herson, pe partea stângă a râului Nipru. Kievul susține că pregătirile sale pentru o ofensivă majoră de recucerire a teritoriilor ocupate de Rusia în est și sud se apropie de sfârșit. Rusia ocupă în continuare aproape 20% din Ucraina, printre care peninsula Crimeea, anexată în 2014. Președintele ucrainean a cerut ca la summitul de la Vilnius din iulie să primească un mesaj foarte clar din partea NATO că țara sa va putea intra în această alianță după război. Declarația a fost făcută în timpul vizitei sale în țările de jos. Volodymyr Zelensky, care s-a declarat convins că Ucraina va câștiga războiul cu Rusia, a cerut din nou mai multe arme occidentale cât mai rapid posibil. Acestuia i-au fost prezentate echipamentele militare care urmează să fie trimise în Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut într-o conferință de presă la Haga să primească un răspuns clar din partea NATO că țara sa va putea intra în această alianță după război. We're realistic. We know that we will not be in NATO during the war. But during the war we want to get very clear message that we will be in NATO after the war. Premierul olandez Mark Rutte a spus că țara sa sprijină ambițiile Ucrainei pentru NATO. După întâlnirea cu Rutte, Volodymyr Zelensky a fost primit în audiență de regele William Alexander al țărilor de jos. Totodată, liderul de la Kiev, împreună cu prim-ministrul țărilor de jos și cu ministrul apărării, a vizitat baza forțelor aeriene regale olandeze. Acolo, Zelensky a văzut echipamentele militare care urmează să fie trimise în Ucraina. I think everyone in the Netherlands, to all the people, all society, all of you who helps us, the military equipment that goes from here to Ukraine to the battlefield, directly to the battlefield. Zelensky s-a întâlnit cu membrii ai forțelor armate ale Ucrainei care se află la antrenamente în țările de jos, dar și cu soldații răniți care se află la reabilitare în spitalele olandeze. Вітаю, хлопці. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Доброго дня. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a ajuns ieri într-o vizită surpriză în țările de jos, unde a ținut un discurs de pace la Curtea Penală de la Haga. Zelensky ar urma să meargă la data de 13 mai în Germania, însă autoritățile locale au anunțat prea devreme de planurile Kievului, de aceea misiunea riscă să fie suspendată. Între timp, poliția din Berlin a lansat o investigație în legătură cu un posibil caz de publicare a unor informații secrete despre eventuala vizită a lui Zelensky în Germania. Statele Unite au anunțat o asistență militară suplimentară pentru Ucraina, în valoare de 300 de milioane de dolari, care include muniție și echipamente militare suplimentare. Totodată, Uniunea Europeană a decis să aloce peste 500 de milioane de euro pentru a crește producția de obuze în fabricile europene și să ajute astfel Ucraina, dar și să umple stocurile țărilor membre UE. Europenii au promis Kievului să-i livreze 1 milion de obuze de calibru mare, apelând la stocurile lor, dar în timp ce Ucraina își pregătește contraofensiva, donațiile sunt lente. It's for us to make sure that we can increase the capacity of production of this ammunition, because to be very honest, because of this war, because of the fact that this is a high intensity war that probably no one forecasted. It's true that how should I phrase it? We are lacking of this kind of munition to support Ukraine, but everywhere. Conform unui plan, ieri Comisia Europeană va injecta cele 500 de milioane de euro din bugetul UE în fabricile europene de obuze pentru a stimula producția de arme. I'm confident that we could be able to upscale our industrial base to be able to produce at least 1 million
ammunition in Europe. For Ukraine. Pe de altă parte, ambasadorii țărilor UE au convenit asupra detaliilor planului de 1 miliard de euro pentru a cumpăra în comun muniție pentru Ucraina după săptămâni de dispute care au frustrat liderii de la Kiev. Tot ieri, SUA au autorizat un nou pachet de arme și echipamente pentru Ucraina în valoare de 300 de milioane de dolari. Includes more ammunition for US provided HIMARS that Ukraine has been using so effectively, as well as additional howitzers, artillery and mortar rounds and anti-armor capabilities. This is the 37th package of security assistance for Ukraine. Astăzi, în timpul vizitei sale în Olanda, președintele Zelenski a mulțumit partenerilor pentru asistența militară oferită, precizând că Ucraina se pregătește în mod activ pentru mult așteptata contraofensivă împotriva Rusiei și că nu există opțiuni de eșec. La două zile după tragedia de la școala din Belgrad, un nou masacru șochează Serbia. Cel puțin 8 oameni au murit și 13 au fost răniți de un individ care a tras cu o armă automată într-un grup. Acesta a deschis focul dintr-o mașină în mișcare și a fugit. Atacatorul, un tânăr de 21 de ani, a fost arestat după o desfășurare impresionantă de forțe. Atacatorul în vârstă de 21 de ani a fost căutat de sute de polițiști toată noaptea, cu câini, elicoptere și camere cu termoviziune. Acesta a fost găsit azi dimineață la circa 60 de kilometri departare de locul faptei. El s-ar fi ascuns la unchiul său. Tragedia s-a petrecut cu o oră înainte de miezul nopții în satul Dubona, aflat la 60 de kilometri de Belgrad. După o ceartă în curtea școlii, tânărul s-a dus acasă, a luat o armă automată, apoi a deschis focul dintr-o mașină în mișcare asupra celor care stăteau pe bănci. Ulterior, a coborât din mașină și a tras o rafală în direcția unui grup de persoane care stăteau la picnic în jurul unui foc de tabără. El a continuat măcelul într-o localitate vecină la câțiva kilometri distanță, unde a împușcat 4 persoane care reparau o poartă într-o curte. Un polițist și sora lui se află printre persoanele ucise. Atacul armat intervine la nici 48 de ore de la o altă tragedie petrecută într-o școală din Belgrad, unde un elev de 13 ani a deschis focul, a omorât 8 copii și un paznic și a rănit alte 7 persoane. Astăzi s-a anunțat că analizele toxicologice arată că băiatul nu a consumat alcool sau droguri înainte de atac. Un delegat ucrainean i-a dat un pumn în fața unui emisar rus în timpul unei reuniuni la Ankara, după ce steagul ucrainean i-a fost smuls pentru a nu apărea pe fundalul unui interviu video cu principalul delegat rus. Incidentul a avut loc pe un hol al clădirii Parlamentului Turc, unde se desfășura adunarea Organizației Cooperării Economice a Mării Negre. Mai devreme, în cursul aceleiași zile, câțiva delegați ucraineni s-au încăierat cu ofițerii de securitate, care au încercat să îi îndepărteze în timp ce protestau, strigând și ținând steagurile lângă delegatul principal al Rusiei, în timp ce acesta încerca să se adreseze adunării. A fost ziua ușilor deschise la Universitatea de Educație Fizică și Sport, unde a început marea recrutare a viitorilor studenți. Am venit să vizităm Universitatea de Sport. Mi-a plăcut foarte mult că au reprezentat multe probe de sport care nu le-am mai văzut. Ce ofertă are Universitatea pentru studenții care vor să-și facă studiile aici? Aflați imediat când revenim cu imagini de la eveniment. De la ținute monstruoase până la pantaloni de latex, competiția muzicală anuală Eurovision nu încetează să capteze atenția spectatorilor din întreaga lume cu unele dintre cele mai extravagante vestimentații. Euronews a făcut un top al ținutelor alese de artiști peste ani. Cele mai monstruoase ținute a edițiilor Eurovision le-au purtat membrii trupei Lordi, care au câștigat ediția Eurovision din 2006.
O ținută memorabilă din piele, inspirată de Xena, prințesa războinică, a avut și Ruslana, reprezentanta Ucrainei, care a câștigat Eurovisionul în 2005. Un alt reprezentant al Ucrainei, Andrii Danilko, sub numele de scenă Verga Serduchka, a surprins printr-un costum argintiu strălucitor cu o stea în cap. Concurență poate să-i facă doar Conchita Wurst din Austria, câștigătoarea din anul 2014, care va rămâne în memorie ca fiind cel mai controversat participant al show-ului. Premianții anului 2021, grupa Maneskin din Italia la fel au atras atenția prin machiaj și ținute personalizate din piele roșie cu cuișoare argintii. Și reprezentanții țării noastre au încercat să impresioneze la edițiile anterioare prin show-urile lor. Trupa Zdop și Zdup în 2005 a ieșit pe scena Eurovision împreună cu bunica de la Văleni. A urmat celebra rochie de 13 kg purtată de Aleona Moon în 2013 la Malmö în Suedia. În acest an, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, Pașa Parfenii, va ieși pe scenă cu doi toboșari, un flautist și două vocaliste, care poartă costume argintii cu un accesoriu imens sub formă de corn. A început marea recrutare a viitorilor studenți, iar Universitatea de Sport și-a deschis ușile pentru vizitatori. Le-a pregătit și un program special cu lupte, gimnastică și expoziții. Printre invitați au fost și sportivi mondiali, studenți și ei deveniți între timp un model pentru tânăra generație. Ziua ușilor deschise, studenții de la Universitatea de Sport au prezentat tot ce pot mai bine, așa că s-au echipat și și-au etalat talentele. Lucrăm, suntem în mișcare întotdeauna. Universitatea înseamnă a noastră mișcare. Noi avem mânuși și palmare. Vom lucra lupte cu umbra și vom face o mică prezentare. Mai mulți elevi din toată țara au venit să-i cunoască pe studenți și să vadă universitatea, majoritatea elevilor fiind de la liceul cu profil sportiv din capitală, printre aceștia și Gemini, Bogdan și Octavian. Băieții se văd viitori studenți ai Universității de Sport. Am venit să vizităm Universitatea de Sport. Mi-a plăcut foarte mult că au reprezentat multe probe de sport care nu le-am mai văzut. Mie mi-a plăcut că ne-a dat să încercăm și să vedem multe lucruri care putem face după ce terminăm liceul și să venim la universitate. Totodată vizitatorii au putut să facă cunoștință cu pistoale de diferite modele folosite în exercițiul practic de către studenți. Acesta, de exemplu, este Glock 17, folosit în dotarea polițiștilor din peste 100 de țări. El cântărește peste 900 de grame. Trage! Așa, mai tare, puternică, mai tare. Așa e bine, ok, iarăși o iei. Acum, formezi crestătura, execuți ochirea și apeși lin pe trăgaci, așa cum a fost pe mâna ta. Ok, bravo! Pentru prima dată țin în mână un pistol și pentru prima dată am încercat să trag din el. Nu doar băieții au făcut coadă la atelierele sportive, ci și fetele care au cunoscut-o pe campioana mondială Irina Rângaci, prezentă la eveniment. Sunt în a doilea an consecutiv ca invitat de onoare. Eu sunt o persoană de succes, iar acești elevi, acești studenți mă privesc ca un exemplu. Avem un eveniment de promovare a universității noastre, de promovare a ofertelor educaționale, atât din domeniul sportului, din domeniul educației, din domeniul turismului și securității.
Avem diferite activități în cadrul laboratoarelor științifice, în cadrul departamentelor de sport. Anual, Universitatea de Educație Fizică și Sport, de rând cu alte universități din țară, organizează Ziua Ușilor Deschise pentru viitorii studenți. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 0322 213645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!